Salutare tuturor, ce faceți? Sper că sunteți bine. Da, acum am schimbat partea, sunt aici. Stau pe scaun și o să vă explic limba turcă. Da. Și am făcut o cafea turcească și data viitoare o să dăm retețe. Adică simplă, dar o să dăm. Și ce ați făcut? Cum merge cu pandemia aia? Și cum merge viața noastră? Scuze, voastră și în plus noastră și exclusiv și eu, da. Pentru mine viața e ok. Da, azi sunt liber, nu am fost la muncă. Nu m-am adus la muncă și stau așa, nu mai am făcut nimic, stau degeaba toată ziua. Acum a trecut 8 ore și nu am făcut nimic, nu mai am dormit toată ziua. Și v-am spus că am fost la corona, momentan, Doamne ajută, nu sunt. Și pentru că am primit foarte, foarte mult mesajul din partea voastră, mulțumesc frumos. Colegii mei mi-au spus că când am cunoscut pe YouTube canalul meu, au trimis mesajuri și zic că nihatești, dacă bolnava, hai, trebuie să faci un ceai, trebuie să bei un ceai și hai un medicament, mulțumesc frumos pentru sfatul vostru, dar sunt foarte bine. M-am durut spatele meu, asta am gândit că sunt corona, asta e reacție și Doamne ajută că nu sunt corona, punct. Da, mulțumesc frumos, fatul vostru, m-am spus. Hai să începem. Cuvinte și expresii. Oraș. Şehir. Școala superioară. Yüksek okul. Adică asta înseamnă masterat. Yüksek okul. Sau instituție de cercetare. Araştırma enstitüsü. Enstitüsü. Mare. Büyük. A învăța. Okumak. Colt. Köşe, bucak. Asya Centrală, Orta Asya. Departament, bölüm. Ora, saat. Acum mă simt că sunt un reporter și doamnelor și domnilor, știrile Pro TV. Bine ați venit. Andreea Gogan, știrile Pro TV. Bună ziua, domnilor și doamnelor. Da. Oricum, a începe. Başlamak. Capitală. Başkent. Colegiu. Colej. Clădire. Bina, luminos, aydın, güneşli, tot, toate, bütün, her, oriental mijlocu, orta, doğu, limba străină, yabancı dil. Aveni, gelmek. Jumatate, buçuk. Ayişi, çıkmak. Statiye, durak. Akum para, satın almak. Aglomerat,
kalabalık. Scuzamı. Da scuzamı nu posau dau capetul ceasca. Dar pot să trimesc invitație dacă doriți să veniți, mă veniți la casă, vă aștept. Noi acceptăm o musafir, tot musafir, nu contează. Vă așteptăm pe aici. Adura sürmek, a alerga, koşmak, a intră, girmek, etaj, kat, după amiază, öğleden sonra, pauza de masă, yemek, paydosu, a termina, bitirmek, a rămâne, kalmak, gitmemek, încet, yavaş, plimbare, gezinti, numai, yalnız, tek, sadece, numai, doar, da. Piyasa de teatro, tiyatro oyunu, poezie, şiir, proază, nesir, düz yazı, kontemporan, çağdaş, amerce, yürümek, aştepta, beklemek, circulație, trafik, kalatorie, seyahat, akobor, inmek, spre, doğru, apleka, apleka, gitmek, parter, zemin kat. Scuze-mi, acum mă citesc foarte repede. Păi asta e cuvânt foarte mult. O să adaug, știți, ca o poză. Și o să fiu partea aia și poza va fi acolo, știți? Da. Da. Între, arasında, cadru didactic, öğretim üyesi, devreme, erken, biblioteca, kütüphane, aface, yapmak. Acum dam 9 minute, da. Împreună, beraber, de seară, akşam, akşamleyin, a traduce, çevirmek, traducere, çeviri, reușit, başarılı, poet, şair, mai ales, özellikle, în total, toplam, sayısı, în fiecare săptămână, her hafta, în fiecare an, her yıl, cu reducere, indirimli, până în centru, merkeze, kadar, a merge pe jos, yürümek, un număr mare de büyük sayıda, în fiecare zi, her gün, în fiecare lună, her ay, de aceea, bundan dolayı, destul de, oldukça. Da, și mai avem. Da, mai avem. Cred că, da, o să reușesc. Zaman, timpul. An. Sau, hai să amânem zaman, timpul. Următorul lecție noastră, momentan, nu pot, pentru că nu am timp. Știți că acum, da, acum 5, nu, da, acum 15 minute, mai am 5 minute și după aia camera o să închide. Deci, scuzați-mă. Deci, săptămâna viitoare ce facem? O să continuăm așa, la fel. Și când eram la muncă, m-am gândit, am vrut să fac
o jucărie. Dar nu știu. Păi dacă aveți sfaturi, scrieți pe comentariile mele. Tu trebuie să faci așa. Dar vă rog frumos, nu scrieți gramatică. Da, eu știu că cum să vă explic gramatică, dar gramatică foarte plictisit. Am verificat pe canalul meu, analize, și am văzut că oamenii, adică abonați mei, vreau să... adică nu vreau să plictiseală, știți? Nu. Și asta e, dacă aveți un sfat, scrieți pe jos sau trimiteți un mesaj, nu știu, pe Instagram, pe Facebook, unde doriți. Și da, o să filmez și eu. Asta este. Și ce facem? Trebuie să închidem la cameră, da? Și după aia o să dorm, o să mă culc din nou, pentru că mâine o să mă trezesc de vreme. Știu, acum la ora, cred că 5, mai am timp. Vreau să mă odihnesc, știți? Da. O clipă. Cred că ziceți sănătate sau poftă bună, mulțumesc frumos acum. Da. Ne vedem săptămâna viitoare. Să fiți sănătos, fiți atent, nu ieșit din acasă, stați acasă și izolați, vă rog frumos, la fel ca mine, cu pijamale. La revedere, ne vedem săptămâna viitoare. O zi faină!